După ce veți viziona aceste filmulețe, nu veți mai fi niciodată la fel ca înainte. Tot ce va rămas să faceți e să puneți un like și să apăsați pe butonul de subscribe. Așa că să începem! Doi tipi, Rick și Aaron, au decis să examineze o peșteră din orașul lor, în care după zvonuri locuiește un fel de creatură. Când au ajuns adânc în peșteră, au dat de ea față în față. Creatura, asemănătoare unui șarpe cu un corp lung, a ieșit din adâncuri și s-a îndreptat spre băieți. Noroc că ei au reușit să iasă. Creatura poate fi încurcată cu un crocodil, dar uitați-vă la mustățile lungi. După ce înregistrarea a apărut în rețea, oamenii au început să prezinte diferite teorii despre originea acestei creaturi. Unii consideră că e un animal mitic sau un dragon chinezesc. Scepticii, dimpotrivă, cred că e doar un montaj. Eu presupun că poate fi adevărat, fiindcă arată destul de realistic. Un video mai scurt, dar numai puțin misterios, a fost filmat într-o localitate de provincie din Statele Unite ale Americii de către localnici. În cerul nocturn au început să se întâmple niște fenomene misterioase și destul de înfiorătoare. Multe obiecte necunoscute au apărut pe cer învârtindu-se în direcții diferite, dar curând dispar la fel de repede cum au și apărut. Obiectele strălucesc în întuneric și se mișcă în grupuri. Ce pot fi, încă nu se știe, dar ufologii deja s-au interesat de acest video și în curând își vor exprima părerea. Un tânăr pe nume Ryan explora o clădire abandonată, de unde după cuvintele localnicilor se auzeau sunete îngrozitoare. Luându-se în mâini, el a mers acolo și iată ce a reușit să filmeze. De după ușă, tânărul era urmărit de ceva straniu și înspăimântător. Corpul semăna cu cel uman, iar chipul era diferit. Urechile ascuțite arătau ca cele a unui goblin. După ce a văzut, băiatul încearcă să părăsească clădirea cât mai curând, dar o altă creatură care îl privește de după perete apare în cadru. Și ea avea corp de om, doar că chip îngrozitor. De la cele văzute, operatorului i s-a făcut rău. El s-a plecat și a tușit ceva vreme. Nu e clar dacă s-a îmbolnăvit după apariția acelui demon. Poate demonul i-a trimis vreun blestem. Nu de mult în rețea a apărut acest video care i-a făcut confuz pe toți. Autorul videoclipului se plimba prin parcul orașului său, când dintr-o dată a văzut ceva ciudat. Când s-a apropiat, a reușit să surprindă o creatură care semăna cu un dinozaur dispărut de mult. Noutatea s-a răspândit rapid prin mass media, dar mai târziu s-a dovedit că nu există nimic ciudat. Erau doar niște decorațiuni pentru filme, cel puțin așa au afirmat sursele mass media. Recent, pe TikTok, acest video a devenit viral. Haideți să vedem ce e așa surprinzător aici. În imaginile filmate de un bărbat din mașina sa, vedem un robot de dimensiuni uriașe. El apare în toată frumusețea, acompaniat de o explozie. Cea mai populară teorie spune că e un prototip de testare a unei noi arme. Mulți oameni nu cred că este real, căci autenticitatea imaginilor încă nu a fost confirmată. Văzând aceste imagini, sigur veți fi impresionați sau chiar șocați. Aici putem urmări o sirenă adevărată care înoată cu o viteză rapidă la sfârșitul filmării. Oare această specie inteligentă chiar există? Mulți utilizatori ai TikTok-ului în momentul actual își rup capurile încercând să explice cum una ca asta e posibil. O astfel de eroare în matrice a fost filmată într-un metrou din Statele Unite ale Americii.
Aici vedem cum un bărbat încearcă să treacă prin turnichet, iar bara de fier trece prin piciorul lui. Cum credeți, a fost oare o eroare în matrice sau pur și simplu treaba e în unghiul din care se filma? Chiar dacă ne uităm în slow motion, este greu de înțeles cum bara a trecut prin piciorul lui. Ne-ar fi interesant să citim teoriile voastre în comentarii. Sper că sunteți pregătiți. Următorul clip este într-adevăr enigmatic. A fost filmat de un fermier pe nume Cook. Bărbatul a spus că se afla la ferma sa și pregătindu-se de culcare a auzit lătratul câinelui. Când a ieșit să verifice care-i treaba, a văzut această creatură subțire cu cap uriaș și ochi mari. Ea se afla lângă teritoriul fermei lui Cook. Se pare că extraterestrul nici nu l-a observat sau poate n-a atras atenția la bărbat. Mulți oameni sunt siguri că înregistrarea e autentică și nu există niciun fel de montaj. Despre acest video nu există prea multe informații și nu va fi ușor să-l descriem. În cadru este surprins un băiat cu careva mutații în organism. Videoul a apărut pe rețelele de socializare nu demult și a provocat multă confuzie și chiar frică printre oameni. Mișcările, structura corpului și tresărirea lui bruscă pot să ne lase cu întrebarea, este oare el un om în general? Acest video a fost încărcat pe internet nu de mult și după cele văzute, sigur veți fi mirați. Bărbatul din filmuleț prezintă un fel de material al invizibilității. Când îl aruncă peste el, nu se mai vede. Utilizatorii erau nedumeriți și surprinși în același timp. Acest video arată destul de real și poate fi adevărat. Ce credeți voi? Scrieți-ne părerile în comentarii. Aceste imagini au fost filmate în Thailanda. Un bărbat pe nume Chan se afla la el acasă și a auzit niște zgomote ciudate, care veneau de undeva din apropiere. El a decis să facă o plimbare și să vadă care e treaba. Jangan lari tapi ya. Kamu jangan lari. Kalau aku majuin, eh, jangan lari kamu, jangan lari. Kemana kamu lari? Mana kamu lari? Jangan malu kamu. Itu dia. Hei, ayo sini. Mana kamu? Atunci, el dă de... asta. Creatura are niște gheare lungi care semănau cu niște lame. Priviți chipul ei. E într-adevăr înfiorător, mai ales când atacă bărbatul și urlă. Dar noroc că autorul videoului a rămas în viață. Mulți utilizatori sunt siguri că e doar o înscenare. Mie mi se pare că această creatură e într-adevăr înfricoșătoare. Autorul acestui videoclip a reușit să surprindă în cadru un adevărat spiriduș. Bărbatul se plimba cu familia sa într-o pădure din statul Virginia. Dar, într-un moment dat, pe poteca de jos a alergat un omuleț mic, care apoi a dispărut. Bărbatul spune că de la început nu l-a observat. Abia apoi, când a venit acasă și se uita la imaginile de la plimbare, l-a văzut. Unii spun că e doar un copil, dar cum putea un copil să fie singur în sălbăticie, mai ales în astfel de haine stranii? Alex Kier, autorul acestui video, a întâlnit în cerul nocturn acest fenomen. Arată într-adevăr înfricoșător. Această strălucire fascinantă apărută pe cer seamănă cu o spirală și cu fiecare minut devenea tot mai mare și mai mare, până nu s-a transformat în ceva ce semăna cu o gaură de vierme.
De asemenea, putem vedea o lumină ciudată care poate fi un reflector ce vine ori din fenomenul ceresc, ori de pe pământ spre el. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, aceste imagini sunt reale sau nu? Care e părerea voastră? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!